avem nimic. O să vindeți și afacerea de media? La vremea când ați vândut restul de afaceri din IT, ați spus că veți rămâne doar cu media. Așa. Acum vă gândiți că și media vă apasă prea tare? E grea combinația, greu de digerat. Politică și media. Da. Și ce veți face? O situație financiară bună, am și spus-o, intenția este să atragem un investitor străin. Am vorbit și cu ceilalți colegi ai mei și le-am și explicat. Oricât de departe sunt eu ca acționar acum, toată lumea percepe relația mea cu șefii de la televiziune, cu șefii de la site-uri, cu, o percepe ca un fel de ownership mascat. La sfârșit voi convinge, cum am convins în multe alte afaceri ale mele, că la un moment dat se vând și nu mai sunt ale mele, chiar dacă eu am fost fondator. Și lumea nu e obișnuită cu chestiunea asta. Pornești o afacere, o crești, o duci la un anumit nivel și după aceea te depărtezi de ea. Intenționez ca în zona media, și pentru că pe piața media va fi foarte greu în anii următori, să vină un investitor privat care la început să intre cu 30% participare, dar care să aducă management, alte metode de lucru, mai mult capital, altă siguranță financiară. Când anticipați o perioadă grea pe piața media, vă referiți la anticipați scăderea veniturilor din publicitate? Nu sunt suficiente nici acum. Și dacă aceste venituri din publicitate nu scad și rămân la acest nivel, menținerea acestei configurații a pieței media din România este dificilă. Uitați-vă ce se întâmplă cu realitatea, uitați-vă ce se întâmplă chiar și cu B1, chiar și cu presa scrisă. Știți bine și dumneavoastră cât de greu e să țineți o redacție.